ați venit pe canalul meu. Astăzi vom face o floare de clopoțel. Pentru aceasta avem nevoie de un pătrat de culoare bleu pastelat, poate fi și alb sau albastru. La mine pătratul e cu latura de 9 cm. Dacă sunteți începători în origami, puteți să luați un pătrat mai mare ca să vă fie mai ușor. Și o fâșie de hârtie verde cu lățimea de 2 cm și lungimea de 21 de cm. Lungimea depinde de cât de lungă vreți să fie tulpinița florii. Pliem pătratul pe diagonale. Îl întoarcem și pliem pe jumătate. Acum va trebui să formăm pătratul dublu, care este baza tuturor figurinelor origami simple. După cum v-am explicat în video trecut, în origami există două tipuri de plieri: munte și vale. Ca să formăm mai ușor pătratul dublu, putem să apropiem aceste două colțuri, le unim împreună. Le ținem așa și unim aceste două părți. Le închidem ca pe un cioc. Punem lucrarea în această poziție, cu partea deschisă spre noi. Îndoim pătratul în două pe diagonală. Desfacem ridicăm acest strat din dreapta, îl desfacem de aici din interior și îl presăm în jos. Avem grijă la simetrie. Următoarea pliere este destul de complicată. Aș vrea să fiți foarte atenți. Eu o să încerc să vă explic cât de bine pot. Ridicăm acest buzunăraș puțin în sus. Și va trebui să formăm un romb. Apăsăm cu degetele din dreapta și din stânga, încercând să formăm acest romb. La început va fi greu, pe urmă va fi mai simplu. Cam așa trebuie să arate această pliere. Vom mai face una curând și o să vă mai arăt o dată. Ridicăm acest colț, acest triunghi, și îl lăsăm în jos. Ridicăm această
aripă. Deci e un singur strat aici. O ridicăm și vom plia astfel încât această latură să se alinieze cu aceasta, să fie paralelă cu ea, formând un fel de triunghi. Cam așa. La fel facem și în stânga. Ridicăm un singur strat. Și formăm triunghiul. Cam așa ceva. Desfacem puțin lucrarea de aici și va trebui să pliem înăuntru aceste două aripioare. Nu știu dacă ați înțeles, mai explic o dată. Practic, ce facem? Această pliere tip vale o transformăm în pliere tip munte, îndoind înăuntru aripioara. Cam așa. Întoarcem lucrarea. Aici ne-a mai rămas un strat în dreapta. Îl desfacem și îl presăm în jos. Ca să fie mai ușor să facem următoarea pliere, ar fi bine să facem niște plieri ajutătoare. Ridicăm acest colț și îl ducem la linia din centru. La fel și cel din partea stângă. Desfacem înapoi, ridicăm această parte, acest buzunăraș, în sus. Încercăm să creăm o pliere între aceste două puncte. Nu știu dacă se vede bine. Ridicăm, lăsăm în jos. Îndreptăm puțin pe aici, pe la colțuri, încă deseori la început hârtia poate fi destul de neascultătoare și aceste colțuri se boțesc. Se boțesc și la mine puțin. Încercăm să formăm rombul și să fie cât mai frumos și mai simetric. Așa, am format rombul. Acum aceste triunghi le lăsăm în jos. Ridicăm aripioarele. Formăm acest triunghi mic. Și aici la fel. Acum vom plia înăuntru aceste două părți.
Așa. Clopoțelul nostru este aproape gata. Dăm puțin formă. Aranjăm puțin aceste trunghiulețe dinăuntru, care constituie mijlocul florii. Cam așa trebuie să arate clopoțelul nostru. Acum vom face tulpinița florii. Nu știu dacă ați observat, dar culoarea fâșiei s-a schimbat din verde închis în verde deschis. Atunci când am încercat să rulez prima fâșie, am observat că nu se rulează bine, fiindcă hârtia este puțin mai grosuță decât o hârtie obișnuită de A4. Și mi-am dat seama că este nevoie de o hârtie mai subțire, care se rulează mai bine, fiindcă e de dorit ca tulpinița să fie cât mai subțire. Eu personal am observat că hârtia în culori mai întunecate este puțin mai grosuță decât cea în culori mai deschise. Nu știu care e treaba, probabil ține de coloranți. Cu cât mai mult colorant se adaugă pe hârtie, cu atât ea devine mai tare. Și respectiv, cu cât mai puțin, cu atât e mai subțire. Asta și explică probabil faptul că hârtia în culori pastelate și deschise este puțin mai subțire decât cea în culori închise, negru, verde închis, cafeniu. Așezăm scobitoarea la un capăt, dar nu așa, ci așa, cât mai aproape de colțișor și respectiv de această latură. Și vom începe încetişor să rulăm, străduindu-ne. Să rulăm cât mai strâns posibil. Eu aveam obiceiul să adaug clei pe măsură ce rulam în mai multe puncte, ca în cazul în care s-ar desface, să se desfacă până la un anumit punct, iar nu de tot. Mi se pare că asta o să fac și acum. Ridicăm încetişor, având grijă să nu se desfacă. Și încet, încet, rulăm. Îmi place cum iese. Este destul de subțire. Ceea ce e bine. Punem clei la capăt. Acum vom fixa tulpinița. Pentru aceasta trebuie să tăiem puțin la capătul florii, dar foarte puțin. Putem să aplicăm puțin clei aici. Ca atunci când vom trage tulpina, acest capăt să se fixeze mai bine și să nu iasă. Vom îndoi puțin tulpinița în acest loc. Cam așa trebuie să arate clopoțelul nostru. Dacă tulpina ar fi fost puțin mai subțire, ar fi fost ideal. Acum voi lua vaza pe care am făcut-o ieri împreună cu voi. Vaza din hârtie japoneză. Apropo, am uitat să menționez că vaza am făcut-o dintr-un pătrat cu latură de 15 cm. Și această floare am făcut-o dintr-un pătrat cu latura de 9 cm. Probabil este puțin cam mare comparativ cu vaza. Deci e și vaza securligă. Când pun floarea în ea, eu am mai scurtat puțin tulpinița, că nu se ținea deloc, acum se mai ține. Dar pe măsură ce o să pun și alte flori, vaza o să capete echilibru. Cam acesta a fost video de azi. Vă aștept la următoarele video, în care o să vă arăt cum se confecționează și alte modele de flori origami.
Dacă vi s-a părut util acest video, puteți să puneți un like și să vă abonați la blogul Sandrinei. Pa, pa!